Întrebarea care rupe omenirea în două este aceasta: cine este Iisus Hristos pentru tine? Și dacă doriți dumneavoastră, ați putea să luați oricare dintre evanghelii și să o citiți toată, notând pe o foaie atitudinele, răspunsurile, perspectiva pe care oamenii aveau cu privire la Domnul Iisus Hristos, și să vedeți că există o abundență de pasaje și de versete care arată de fapt că interesul evangheliștilor a fost să lămurească cine este cu adevărat Domnul Iisus Hristos. De exemplu, Evanghelia după Matei începe cu o declarație a Duhului Sfânt făcută Mariei, da? A Duhului Sfânt făcută Mariei, când spune, îi vor pune numele Domnului Iisus Hristos, Emanuel, care e tărmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Pentru un evreu asta este o blasfemie. Da? E clar. Pentru un evreu, un prunc născut dintr-o fecioară, este o anomalie, este o blasfemie. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Deci Dumnezeu declară, prin Duhul Sfânt, prin îngeri, declară foarte clar cine este Domnul Iisus Hristos. Nu există niciun dubiu din zona aceea. Apoi, la botezul Domnului Iisus Hristos, Ioan face o declarație despre Domnul Iisus Hristos, dar e insuficientă pentru a creiona complet care este portretul, care este identitatea Domnului Iisus Hristos. Zice, el va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, el are lopata în mână, va strânge, va curăți cu desăvârșire, are, arată autoritatea Domnului Iisus Hristos de a judeca, de a evalua foarte bine, dar din ceruri s-a auzit un glas care confirmă ce a spus înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și țineți minte textul acesta, pentru că acesta este punctul la care însuși Domnul Iisus Hristos vrea să-i aducă pe toți ceilalți. Să înțeleagă că El este nu doar un învățător, nu doar un medic, nu doar ce-și mai doreau sau așteptau ei, ci El este Fiul lui Dumnezeu. Avem în capitolul 4, imediat două versete mai încolo, unde Satana atacă exact punctul acesta. Dacă ești tu, nu știu, învățătorul, dacă ești tu medicul, dacă ești tu profetul, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, îl ispiștește a doua oară: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, da? Asta este opoziția Satanei. Asta încearcă Satana să pună sub semnul îndoielii că Iisus ar fi Fiul lui Dumnezeu. Călătorim prin Evanghelia după Matei, trecem câteva capitole. Capitolul 8, versetul 2, vine un lepros la Domnul Iisus și îi spune: Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Vine un sutaș care avea robul bolnav și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog. S-a apropiat de Domnul Iisus Hristos un om care vrea să-L urmeze și a zis: Învățătorule, aș vrea să te urmez oriunde vei merge. Ucenicii vin la Domnul Iisus Hristos, da? Îl deșteaptă când se află pe mare, în acea furtună grozavă, și spune: Doamne, scapă-ne că perim. Vezi? Doamne, 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 Învățătorule. Foarte interesant, primii care fac o declarație evidentă despre cine este Domnul Iisus Hristos, dar este Dumnezeu, înainte de întrupare, la botez, este Satana care pune sub semnul îndoielii, dar primii care fac sunt acei doi îndrăciți stăpâniți de acea legiune, care spun așa: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Niciun dubiu nu au cine este Domnul Iisus Hristos, niciun dubiu. Capitolul 9, versetul 27, când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi ori care strigau și ziceau: ai milă de noi, Fiul lui David. Nu Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, ca să mi-e ușor de acceptat. Fiul lui David, sigur. Mergem mai departe. Capitolul 11, însuși Ioan Botezătorul, care a fost premergătorul, pregătitorul căii Domnului Iisus Hristos, se îndoiește de cine este Domnul Iisus Hristos și trimite să-L întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela? Dom'le, ce e acela? Care acela? Ce înseamnă pentru tine acela? Care avea să vină sau să așteptăm pe altul? Da? Mergem mai departe. În capitolul 12, toate noroadele mirate ziceau: nu cumva acesta este Fiul lui David? Când au auzit farisei lucrul acesta, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Fac păcatul de neiertat, hula împotriva Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos le deschide mintea într-un fel în versetul 41 din capitolul 12. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. După aia spune de împărăteasa de la miază zi și aici este unul mai mare decât Solomon. Dar ce înseamnă ăsta mai mare? Deci toată Evanghelia poate fi citită în această cheie. Cine este Fiul lui Dumnezeu? Capitolul 13. S-au dus în Nazaret, acasă la el. Oare nu este el Fiul? Unii ziceau Fiul lui David, Satana se punea sub semnul îndoielii dacă este Fiul lui Dumnezeu.
Alții spuneau, da, că e fiul lui David, oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații lui și surorile lui, nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Da? Este această întrebare care se pune. Și bineînțeles, Evanghelia ajunge la climax când ei spun, spune-ne de sfârșit, nu ne mai țin, spune-ne de sfârșit. Ești tu? Și el spune, da, eu sunt. Blasfemie! Ce nevoie mai avem de martor, da? Ăsta este climaxul Evangheliei. Când Domnul Iisus Hristos declară deschis cine este El. Dar ne aflăm la un punct când în capitolul 14, pasajul asupra căruia aș vrea să ne oprim, capitolul 14 din Matei, versetul 22, în umblarea Domnului Iisus Hristos pe mare, unde ucenicii în versetul 26 s-au înspăimintat și au zis, este o nălucă, și pentru prima dată în viața lor, ucenicii la sfârșitul acestei experiențe spun, cei ce erau în corabie au venit de sau închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Acesta este lucru pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să-l facă în viața oamenilor și El a făcut absolut orice a fost necesar ca să se aducă la punctul acesta. Ca ei să recunoască că El este Fiul lui Dumnezeu. Haideți să citim pasajul. Matei, capitolul 14, versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit, de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. În seara aceasta vom vedea felul în care Domnul Iisus Hristos ne însoțește, chiar și când ajungem la capătul puterilor noastre, chiar și când trecem prin necazuri dincolo de puterile noastre. Și lucrul acesta, mă rog și doresc să fie o mângâiere pentru noi prin Duhul Sfânt. Amin. Versetul 22. Va fi o predică mai neobișnuită pentru mine, așa mai narrativă, poate și mai pe sufletul dumneavoastră, mai ușor de mestecat, dar cu foarte multe adevăruri importante. Versetul 22 spune, îndată după aceea Iisus, ascultați, ăsta este termenul în ce limbă vreți dumneavoastră și în original. Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. Întrebare pentru dumneavoastră. Domnul Iisus știa exact ce se va întâmpla pe mare cu ei sau nu? Ceea ce înseamnă că atunci când Domnul i-a silit, Domnul însuși i-a împins spre necazul respectiv. Da? Spre necazul respectiv care depășea toate puterile lor, da? Toate puterile lor. Doar dacă spunem că Domnul Iisus nu știa, putem să scăpăm de acest principiu, că Dumnezeu orchestrează toate necazurile noastre. Chiar și acestea grozave, care sunt deasupra puterilor noastre, da? Dumnezeu orchestrează toate necazurile noastre. Da, Dumnezeu se folosește de cauze secundare. În cazul lui Iov, a fost diavolul care a cerut voie ca să se atingă. Au fost sabeieni, au fost haldeieni, a fost un foc din cer, au fost multe lucruri acolo. Dar cauza primară a tuturor lucrurilor, cel care a orchestrat tot evenimentul, a fost Dumnezeu, nu Satana. Dumnezeu. Dumnezeu. Bun. Ăsta este un lucru care este pentru mângâierea noastră. Să știm că indiferent de necazul prin care am trece, Dumnezeu este în control. El l-a orchestrat. El este la cârmă, da? Este important să știi lucrul ăsta. Dau din nou exemplu pe care l-am dat dimineața, da? O femeie care suferă în casa ei. Acum să fii bătută un an, 2, 3, 4, 5 și te întreb, bă, Dumnezeu mai știe de mine? Mai știe Dumnezeu de mine? Răspunsul este, da, știe. Da, știe, El este în control. Da? Mintea noastră încetează să raționeze corect când ajungem la cazuri foarte grele, la necazuri foarte grele. Când ne gândim la sfinții din închisori, sfinții români din închisori, da? Sfinții credincioși Domnului care au suferit în închisori și care au trecut prin niște traume la propriu, imposibil de imaginat. Da? Satana le-a dat o imaginație atât de bolnavă, satanică, diabolică, oamenilor acelora să-i chinuie. Și totuși au ieșit de acolo
Mai bine, Wurmbrand cred că spunea că închisoarea a fost pentru el luna lui de miere cu Hristos. Să-i întreb, păi și eu mă îngrijorez că n-am 100 de lei sau nu știu. Prostii din astea. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că Dumnezeu se află în control de plin. Altfel îți pierzi mințile. Este un adevăr foarte important, foarte drag sufletelor noastre. Providența, cum o numim noi, meticuloasă a lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. I-a silit să intre în corabie. Imaginați-vă, de ce ne-a obligat să intrăm în corabie? El știa prin ce o să trecem. Da? Pentru că el vrea să-i ducă spre un punct. Bun. Motivul pentru care Domnul îi împinge în corabie este că mai înainte de asta a făcut înmulțirea pâinilor. Și ucenicii au fost într-un fel spectatori. Este religia supranaturală pe care și-o doresc oamenii astăzi. Să facă Dumnezeu minuni. Unii sunt minunile de altă dată. Să vedem lucrări supranaturale și miracole. Ce bine sună, nu? Să stăm la distanță, show, să filmăm. Un miracol! I s-a întins piciorul. Eu cresc în mâna. Asta e religia supranaturală pe care o vrea omul. Știi ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să te arunce pe tine afară din corabie sau să te arunce în furtună și în contact direct să vezi miracole. Nu uitându-te spectator ca la televizor, la felul în care Dumnezeu lucrează cu alții. Ce minunat! Hai să auzim niște mărturii. Interesant! Slavă Domnului! Aleluia! Ușor de spus! Nu, el vrea la contact direct să le experimentezi. Și asta face Domnul Iisus Hristos aici. Îi scoate din confortul lor. Da, imaginați-vă ucenici, doi, ei dădeau de mâncare în timp ce dădeau pâinile, împărțeau acolo să mulțeau din mâinile lor. E extraordinar frumos! Noi să distribuim minunile lui Dumnezeu. N-ar fi minunat? Noi să avem aici la Parmales, am scos, bang, minunea! Super! Ne-ar plăcea, asta ne place! Asta e în noi, asta vor oameni. Avem icoana, avem predicatorul, că avem și noi icoanele noastre vorbitoare. Mincinoase, bineînțeles, la fel cum șalele lor. Ne place lucrul ăsta, în noi. Dacă n-am avea Scriptura clară, și așa o avem clară, dar dacă n-am avea Scriptura clară, toți ne-am duce în nebuniile astea. Asta își dorește omul, Dumnezeu vrea altceva. Dumnezeu vrea să intrăm în contact direct cu El. Să-L experimentăm pe El, da, într-un mod supranatural, dar în contact direct, da? Nu ca spectator. Un alt principiu important aici este că ucenicii în ascultare de Domnul Iisus Hristos să suie în corabie. Garantează asta lipsa necazurilor? Doamne, dar te-am urmat! Doamne, dar te-am iubit! Ai făcut ce erai dator să faci tași din gură. Și chiar dacă ai fi făcut tot, dar n-ai făcut. Și chiar dacă ai fi făcut tot. Asta nu garantează că nu vei trece prin necazuri. Nicăieri în Biblie nu găsești lucrul ăsta. Iisus îi silește să intre. Iisus îi silește, îi împinge în necaz. Da? Nu este asta. Din nefericire auzim foarte multe mesaje, chiar și la evanghelizări. Un fel de evanghelie a prosperității, dar mai subțirică puțin. În care nu ți se spune, da, dacă te pocăiești, o să ai bani, dar ți se lasă senzația că dacă asculți de Dumnezeu, nu o să mai ai necazuri. Biblia spune, în lume vom avea necazuri. Și sunt multe alte texte ca acestea. În lume vom avea necazuri. Asta spune Sfânta Scriptură. Bun, versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. Din nou, dacă credem că Domnul Iisus vine abia spre dimineața la ei. Dacă credem că Domnul Iisus Hristos știa necazul prin care ei trec, cu siguranță, în rugăciunea aceea, Domnul Iisus Hristos avea în vedere, și vedem că avea în vedere, ceva special pentru ucenici. Certitudinea succesului acestei experiențe nu stătea în faptul că ei au zis, hai să ne încredem în Domnul. Mă, stați liniștiți, mă. Dacă murim, măcar murim pentru Domnul, că Domnul Iisus ne-a trimis aici. Nu, succesul nu e asta. Domnul Iisus Hristos nu se ruga. Sper că ucenicii o să gândească la mine. Nici vorbă. Certitudinea succesului acelei experiențe a lor stă în mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Vă dau un exemplu mai clar. Domnul Iisus Hristos anunță toți ucenicii, toți vă veți lepăda de mine. Și cel care se leapădă cel mai grosolan este Petru. O evanghelie spune că s-a blestemat că nu-l cunoaște. Dar înainte de asta Domnul îi spune lui Petru, Domnul știe că se va blestema, nu? Tocmai că l-anunță. Te vei lepăda de mine de 3 ori. Și Petru ce spune? Nu! Nici vorba așa ceva. Dar Domnul lasă în prostia lui și spune, Petru, dar eu m-am rugat, Satan a cerut să vă ceară, dar eu, Satana, vine pericolul. Dacă ești tu singur cu Satana, sigur Satana câștigă. Deci nu fie niciun dubiu pentru nimeni, da, în privința aceasta. Satana a cerut să vă ceară pe voi toți, dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Și s-a pierdut? Nu! S-a lepădat, dar credința lui nu s-a pierdut. Care a fost succesul experienței acesteia? Rugăciunea Domnului Iisus Hristos, mijlocirea Domnului Iisus Hristos, da?
Aici a stat, aici a fost succesul întregii experiențe. Și astăzi aflăm în Sfânta Scriptură exact același lucru. Dacă am fi părâți, dacă am trece prin necaz, prin moarte, prin sabie, sunt toate lucrurile acestea enumerate în capitolul 8 din Romani. Moartea, viața, îngerii, stăpânirile, puterile, lucrurile de acum, lucrurile viitoare, înălțimea, adâncimea. Nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. De ce? Că mai înainte spune care e temelia acestei siguranțe noastre. Ia auziți. Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. El n-ar putea să ceară nimic de la Tatăl ce știe sigur că Tatăl nu i-ar da. De aceea mijlocirea Lui este cu eficiență de 100%. Asta e siguranța noastră. Siguranța mea trecând, știind că viața îmi rezervă o grămadă de vicisitudini și de probleme și de necazuri, siguranța mea nu stă. Sper să mă pregătesc bine până atunci. Nu, nici vorbă. Siguranța mea stă în mijlocirea Domnului Iisus Hristos. El este la dreapta Tatălui și se asigură că voi trece bine pe acolo. Poate ciufuli câteodată, dar voi trece bine, slavă Domnului. Da? Asta ne arată Sfânta Scriptură în locul acesta. Este foarte important să înțelegem că Domnul Iisus Hristos, pentru a ne face să-L experimentăm pe El, ne separă de mulțime, ne separă de oameni. Să ieși așa victorios, cum au ieșit ei de la mulțirea pâinilor, victorioși. Ăsta e Hristosul nostru, Tată. Ca a doua zi Ioan ne spune, s-o veni înapoi pentru pâine. Ăsta e Mesia, da! Priminiște, ga, viață, asta împărăție, asta am așteptat. Trebuia să o faci mai devreme, Doamne, nu? Asta e. Și Domnul îi trimite... Cam mare, cam s-o căscat așa și în sufletul lor o prăpaste foarte mare. De la Mesia, de la cel pe care vreau să-l facă împărat cu forța, ne spune Ioan. Cu forța vreau să-l facă împărat, deodată singur acolo pe mare. La capătul puterilor. Gata să fie înnecat, să moară. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu vrea să ajungem în singurătate. Pentru că în izolare, în singurătate, Dumnezeu ne face să-L experimentăm. În izolare și în singurătate. Este necesar ca noi să ne facem disciplina aceasta de a ne separa de gălăgia acestei lumi și de a sta singur cu Dumnezeu. Cu siguranță uneori vom descoperi lucruri monstruoase despre noi înșine pentru că Dumnezeu le va comunica. Dar este necesar să avem exercițiul acesta. Dacă nu o să ne ducă El. Dacă nu o să ne ducă El. Fiindcă ne iubește, o să ne ducă El. Dacă nu înțelegem cine El, dacă avem lacune în credința noastră, în convingerile noastre, în teologia noastră despre Dumnezeu, Dumnezeu le va lămuri, să știți. Practic. Foarte, nu ne zic, stai jos, sorry, hai să facem o lecție de teologie. O să-ți facă și asta. Dar o să facă ceva mai mult. Și asta ne arată cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Acum este clar, ucenicii singuri aici, fără Domnul Iisus Hristos, dar fără prezența Lui. Manifestată, nu fără prezența Lui. Dar Domnul Iisus Hristos știa absolut tot ce se întâmplă acolo. Și distinția asta teologică nu e făcută așa doar de dragul distinției. Este o diferență foarte mare între prezența lui Dumnezeu și prezența manifestată a lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că dacă eu nu am parte de prezența manifestată a lui Dumnezeu, adică eu nu o percep, nu înseamnă că El nu este prezent. Înseamnă doar că eu nu o percep. El este acolo, dar eu nu o percep, da? Și nu trebuie să mă pierd cu firea. Versetul 24. În timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării. În care timp? Hai să citim din nou versetul 23, da? Trebuie să vedem în care timp. Se notase și El era singur acolo. Unde? Pe munte la rugăciune. În timpul acesta, în timp ce Domnul Iisus Hristos se ruga și mijlocea, corabia era învăluită de valori. Aparent, fără succes rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Aparent. Dar este doar aparent pentru că Domnul Iisus Hristos nu se ruga ca ei să scape de necaz. Ci din potrivă, ca ei să treacă prin El. Că El a silit acolo. Înțelege ce spun? Domnul Iisus Hristos nu mijlocea și nu scăpase situația din control și nu mijlocea ca ei să scape de încercarea respectivă, ci ca să treacă prin încercarea respectivă. Dar să treacă cu succes. Dar să aibă beneficiu spiritual din lucrul acesta. Multă suferință psihică ne-o producem noi singuri prin faptul că nu facem distinția dintre aceste două cuvinte foarte simple. De și prin. Dumnezeu nu vrea să scăpăm de necazuri, ci să scăpăm prin necazuri. Prin necazuri, să treci pe acolo. Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun loc că ești cu mine. Nu zice, chiar dacă ar fi să ocolez Valea Umbrei Morții. Chiar dacă ar fi eu să trec numai prin munți, pe munți așa, pe sus și mă uit la ăștia care trec prin Valea Umbrei Morții, săracii de ei. Nu! Chiar dacă ar fi să trec eu prin Valea Umbrei Morții. Și nu-i Valea Umbrei Morții în care doar mă gândesc, uite-mă cum mor ăștia în jurul meu și eu nu mor. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Nu! Eu experimentez, eu sunt în contact direct cu experiența aceasta tragică a morții. Tu ești cu mine, da? Asta ne comunică cuvântul lui Dumnezeu. Foarte clar că noi trecem prin necazuri și El este cu noi. Se tot confundă două lucruri foarte des
Și anume, faptul că Dumnezeu nu ne dă ispite mai mari decât puterea pe care El ne-o dă ca să scăpăm din ele și faptul că Dumnezeu ne dă necazuri mai mari. Deci două lucruri diferite. Dumnezeu nu ne dă ispite dincolo de puterea pe care El ne-o dă pentru ele, da? Dar El ne dă necazuri mai mari. El ne dă necazuri mai mari. Nu ispite, necazuri ne dă. Vă citesc doar un text. 2 Corinteni 1:8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați, auziți expresia, peste măsură de mult. A doua expresie, mai presus de puterile noastre. A treia expresie, așa că nu mai trăgeam nădejde de viață. A patra expresie, ne spune gândul că trebuia să murim, pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Dumnezeu ne dă necazuri peste puterile noastre. Să nu turbăm în fața necazului. Zic, Dumnezeu niciodată nu ne-ar trece. Unde e Dumnezeu? Exact acolo. Nu ți-o spus niciodată, absolut niciodată. Ți-o distorsionat unii Biblia ca să crezi tu că nu te trece prin necazuri, care e tot un fel de evanghelie a prosperității, dar puțin mai subțirică, că nu o să treci prin necazuri foarte grele. Ba da, o să treci. Asta s-a hotărât în providența lui Dumnezeu, da, o să treci. Versetul 25, când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Deci a venit în momentul ăsta, parcă pare cel mai nepotrivit moment. Chiar momentul în care ai halucinații. Știți care conduceți și conduci noaptea exact când se face, se trece de la noapte la zi. Cel mai greu moment de condus. Ce să vezi, stâlpii mai aproape, luminile mai aiurea, e foarte greu. Și Domnul exact acum vine. Dar observați foarte bine și nu treceți ușor peste lucru că Domnul îi lasă să chinuie toată noaptea. Îi lasă să se chinuie. Deci nu a stat 2 minute și când i-a văzut, nu m-am mărat. Cum ne pedepsim noi câteodată copiii și zic, mă, nu rab să stea acolo, săracul, de el și te duci repede și ai dat o bomboană. Și ai distrus tot procesul disciplinei. Domnul Iisus Hristos îi lasă să se chinuie la propriu, până dimineața, până aproape de dimineață, da? Când au ajuns să fie epuizați, obosiți, pare foarte nemilos. Noi îl știm pe Domnul Iisus Hristos, așa, blânduț, nu? Nu face el treburi din asta, pare foarte nemilos, nu? Unei bunătatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos face lucrul ăsta pentru că avea multe de zdrobit la ucenici, priceperea lor. Erau și câțiva pescari pe acolo, ăștia știau ce e apa, ăștia erau ca peștile în apă, ăștia știau ce e apa. Domnul avea dezdrobit încrederea în înțelepciunea lor, în pricepe. Se pricepe Iisus, poate le-a mulțit pâinile, nu? La vindecări, l-a scos draci. Ce știe el de bărci și de pescuit și de astea? Și Domnul, știți că de mai multe ori le zice, dacă vreți să pescuiți cu adevărat, eu sunt expertul, nu voi. Nu tu, Petru. Domnul Iisus nu a făcut niciun curs de pescuit. Știți bine lucrul ăsta, nu? El era Dumnezeu. El era Dumnezeu. Dacă el spunea aruncă mreaja, toți peștii veneau acolo. Dacă spunea să vină 500 veneau. Dar el era Dumnezeu mării, el era Dumnezeu tuturor lucrurilor, da? El era în control total. Versetul 26. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: "Este o nălucă." Și de frică au țipat. Uneori în viața noastră devenim așa de despărțiți mental, chiar și spiritual, de persoana Domnului Iisus Hristos, așa ne-i luată mintea de la El, că dacă El ar veni să intervină, atunci am spune că e o nălucă, n-are cum să fie Dumnezeu. Așa de despărțit suntem. Așa de departe ni gândul nostru de la El. E imposibil să fie Iisus aici. N-are cum! N-are cum în situația asta. Și El era acolo, da? Și El era acolo. Și ucenicii ne arată o problemă pe care și noi avem de multe ori. Tendința noastră de a-L băga pe Dumnezeu în cutiuțile noastre. Fraților și surorilor, noi nu înțelegem toată Biblia. Să nu credem că noi putem să... Dumnezeu nu lucrează niciodată dincolo de ceea ce a revelat în Sfânta Scriptură, adică să contrazică și niciodată contrazicând natura Lui. Asta este foarte clar. Dar să nu avem senzația că noi am înțeles totul despre natura lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu, că n-am înțeles. Că n-am înțeles, da? Și băgându-L pe Dumnezeu în cutiuțile noastre, s-ar putea ca Dumnezeu de foarte multe ori să facă lucruri pe care noi nu le putem înțelege ca fiind lucrurile Lui. Nu le putem pune pe seama Lui, da? Au spus, este o nălucă, da? Este o nălucă. Și de frică au țipat. Versetul 27. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Foarte interesant. Și vreau să țineți minte lucrul ăsta până la sfârșitul pasajului. Domnul Iisus Hristos, în mod natural, ar fi trebuit ce să facă? Ăștia erau în furtună. Ce ar fi trebuit să facă? În mod natural, am spus, nu duhovnicește. Să oprească furtuna. Oprește robinetul. Azi discutăm teologii după aia. Că ești tu? Cine ești? Care-i treaba? Oprește. Nu, Domnul nu asta face. Domnul Iisus Hristos spune: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cu alte cuvinte, Domnul nu vrea ca ei să scape de necaz. Domnul Iisus nu se focalizează asupra necazului, ci asupra lor. Eu vreau ca voi să aveți îndrăzneală, eu nu vreau să oprească furtuna. Eu vreau ca voi, înainte de oprirea furtunii, să câștigați îndrăzneală. Și îndrăzneala cum vine? Că expresiile spune puse la rând nu degeaba. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. La mijloc, eu sunt. Eu sunt acesta generează îndrăzneală. Eu sunt acesta generează curaj prin necazurile vieții.
Da, cu alte cuvinte, ceea ce avem cu adevărat nevoie, deși nu ne place, nu este să scăpăm de necaz atunci când vrem noi. Ci ceea ce avem nevoie cu adevărat este prezența Lui. Siguranța faptului că Iisus este cu noi. Nu să scăpăm din necaz, ci să știm că Iisus este cu noi în necazul acesta. Acum, Domnul Iisus spune, eu sunt, nu vă temeți, mergând pe mare. Și acest eu sunt, nu este spune, hei, sunt eu Domnul Iisus. Nu, asta e eu sunt. Eu sunt, iar cel eu sunt din Ioan. De asta spune, ai, Fiul lui Dumnezeu, pentru prima dată spun lucrul ăsta. De ce? Că este un om care merge pe mare și nu se teme de tornada, de furtuna aia care era acolo. Îi liniști și vorbește despre curaj. În timp ce vâjie marea în jurul lui. Și el plutește pe mare. Cine e ăsta? Numai Dumnezeu poate să țină în control marea. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Da? Și asta dă curaj ucenicilor. Da? Asta dă curaj ucenicilor. Deci nu dispariția necazului. Dacă aș trece din necazul ăsta, să am și o leacă de liniște. Să o crezi tu. Că să Dumnezeu aia triți în țari pe care nu găsești noaptea și nu să ai liniște noaptea. Nu asta e. Soluția nu e asta. Soluția este să fii convins de prezența lui Dumnezeu. Și să știi cine este Dumnezeul acesta. Când El spune, eu sunt mergând pe mare, El spune, eu sunt Dumnezeul acestei mări. Eu am în control total totul. Absolut totul. Eu sunt guvernatorul. Eu stăpânul aici. El nu spune, eu sunt Domnul Iisus, da? El nu face cu două degete, da? Versetul 28. Doamne, a răspuns Petru. Fantastic. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Foarte important. Petru nu se îndoiește de persoana Domnului Iisus Hristos, ci se îndoiește de... sau vrea să verifice identitatea acelei apereții, da? El nu se îndoiește de Domnul Iisus ca persoană, ci el se îndoiește dacă el este acolo prezent, da? Ceea ce sunt două lucruri, da? E ca și cum eu văd pe cineva care cred că ar fi fratele meu. Asta nu înseamnă că mă îndoiesc că fratele meu există. Mă îndoiesc dacă el e exact în contextul ăla, da? Ăsta e contextul. Petru nu se îndoiește de Domnul Iisus, ci vrea să fie sigur dacă Iisus este cel care era în fața lor, da? Este un reflex foarte important al lui Petru aici. El vrea să se asigure că e Iisus. Da? În orice lucrare vrea să se asigure că e Iisus. El zice, miracol, super, supranatural, cum e obsesia de care vă aminteam la început. Nu, el vrea să zice, domnule, e Domnul Iisus aici? Vă spun, unii, și dacă Satan ar face miracole, nu îi interesează. Important e să fie minuni. Și important e religia noastră, secta noastră, biserica noastră să aibă reputația asta. Să se jvonească despre ea, acolo să fac minuni. E irelevantă discuția. E Dumnezeu, e Satana, îți zice șmecherie, e irelevant. Zvonul să meargă, da? Petru vrea să știe cine e acolo. Dom'le, cine e acolo? Ha, huleiești pe Duhul Sfânt, așa să spunea. Huleiești pe Duhul Sfânt. Hai să verificăm, să cercetăm. Huleiești pe Duhul Sfânt. Huleiești pe Duhul Sfânt. Nu. Petru spune, Doamne, Tu ești. Să știu cine face treaba asta. Tu ești sau eu nălucă, da? Verifică lucrul acesta, foarte important. Spre deosebire de Satan în capitolul 4, care îl provoacă pe Domnul Iisus și spune, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, fă lucrul acesta. Spre deosebire de Satan, Petru nu-l provoacă pe Domnul Iisus Hristos, ci cere să fie izbăvit de Domnul Iisus Hristos. Asta nu face Satana niciodată. Satana pune la îndoială. Satana vrea să vadă demonstrații, show, spectacol. Vrea să te facă să îi te supui. Cu prețul de a vedea miracole. Da? Petru nu asta face. Petru vrea să fie izbăvit de Domnul Iisus Hristos. Credincioșii nu-l provoacă pe Iisus, ci cer ajutorul lui Iisus. Sunt două lucruri total diferite. Vezi, s-ar putea să spunem, domnule, eu n-am voie niciodată să-i cer Dumnezeu să facă o minune. Bă, da, ai voie. Dar nu ca o provocare. Dar nu ca o provocare. Să văd dacă există Dumnezeu să facă acum. N-ai minte. Nu ca o provocare. Da? Ci pentru a-L cunoaște pe El, pentru a scăpa dintr-un necaz, asta e foarte normal. Că Dumnezeu are toate lucrurile în control. La cine să apelezi? Nu e normal să apelezi la El, dar nu ca o provocare. Nu de felul acesta satanic, ci pentru că noi credem că El este acela care ne izbăvește, da? Că El este acela care ne izbăvește. Bun. Foarte interesant că Petru zice, dacă ești tu, poruncește să vin. Îmi plac cuvintele astea, să vin la tine. Doamne, poruncește să vin la tine. Doamne, vreau. El știe, Petru e foarte deștept. El știe că e mai în siguranță în valuri cu Domnul Iisus Hristos decât în corabe cu ucenicii. Că au văzut ce erau în stare ăștia, corect? Bă, am stat câteva ore cu pocăiță din Sfânta Treime și n-a rezolvat nimica. Doamne, zi să vină la tine acolo în valuri. Că el știe că acolo e scăparea lui. Și este un principiu foarte important. Siguranța noastră nu este în liniște, ci siguranța noastră este lângă Hristos. Cu alte cuvinte, ar trebui mai degrabă să preferăm să fim cu Hristos în arenele romane sau în închisorile comuniste decât fără Hristos liniștit, dar membri de partid ai comuniștilor. Înțelegeți? Ar trebui să preferăm nu o viață cu lux prosperă, membri ai partidului comunist, vă duc puțin înapoi,
Ar trebui să nu preferăm asta, ci mai degrabă să fim cu sfinții în închisoare. Da, și să stăm acolo în fecale și în urină și în mizerie. Știu că e ceva inimaginabil lucrul ăsta pentru noi și depășește puterea noastră. Dar asta ar trebui să preferăm. Că mulți zic, ce s-ar întâmpla dacă am trece iar prin persecuție? Dom'le, dacă ne-a lăsat Dumnezeu de capul nostru, toți ne-a lepădat. Ce să se întâmple? Ce la grea întrebarea. Dar dacă El e cu noi, vom compune și noi cântării în închisoare. Dacă El e cu noi, dacă El mijlocește pentru noi, dacă El ne vrea pentru El, așa vom intra dincolo în veșnicie. Sau vom ieși de acolo, comuniștii vor muri și noi vom trăi 100 de ani. Înțelegeți? Pentru că El are putere. Și asta s-a întâmplat, în fapt. A fost lucrul ăsta sub ochii noștri, l-am trăit noi. Petru știe principiul acesta. E mai sigur cu Hristos în valuri decât fără Hristos în barcă cu ucenici. Da? Glorie lui Dumnezeu. Versetul 29. De fapt, mai este un lucru pe care vreau să-l observați. Petru zice, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Adică Petru e sigur că dacă Iisus nu mă spune vino, el poate să meargă pe mare. El crede în puterea cuvântului lui Hristos. Și vedem același lucru arătat la mormântul lui Lazar. Pare o nebunie. Dați piatra la o parte. Doamne, cum să dăm piatra la o parte? Nu spune, Lazar, vino afară. Vă întreb pe dumneavoastră, întâi, întâi Lazar a înviat și a auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos? Sau întâi a auzit cuvintele Domnului Iisus și a înviat? Oricum ați spune, intrați în bucluc, să știți. Cum a auzit? Dacă era mort și dacă întâi trebuia să învieze, când a auzit? Că Domnul prin cuvintele alea l-a înviat, știți? Oricum, ideea e foarte simplă. Știți care e ideea simplă? Hristos are putere în cuvintele Lui. Cuvintele Lui sunt niște simple cuvinte și Petru știe. Dacă El spune, merg, Domnule, trec prin valurile astea. E mai bine așa. Dar El se bazează pe porunca Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să avem încredere în puterea cuvintelor Domnului Iisus Hristos. El crede că cuvintele lui Hristos rostite îl vor ține pe Petru pe valuri. Doamne, poruncește-mi Tu. E suficient asta. Extraordinar. Da? Din nou, observați, Petru cere să-i se poruncească, nu se provoace. El nu provoacă pe Domnul Iisus. Doamne, dacă ești Tu, zice, poruncește-mi, Doamne. Vezi diferența dintre Satana și Petru? Dacă ești Tu, hai fă, să văd. Mă spune, poruncește-mi mie, Doamne, da? Poruncește-mi mie. Petru îmi proclamă. Astăzi este teologia asta proclamării. Știți teologia proclamării? Teologia proclamării se bazează pe următorul fapt imaginat, care este o mare prostie și o enormitate. Că Dumnezeu a magazinat în noi, pe noi ne-a delegat, ne-a făcut reprezentant și a magazinat în noi puterea Lui. Și dacă tu treci prin necazul, din cauza ta. De ce? Că n-ai proclamat ieșirea din necaz, prieteni. Asta e problema. Asta e problema. Deci tu deții autoritatea lui Dumnezeu și dacă ești în necaz, spui, poruncezi necazului să dispară. Din nou, dacă vrei să încerci treaba asta și te plictisești, n-ai decât. Vorbeam astăzi, ramează cu cineva care mi-a mărturisit, un prieten care mi-a mărturisit prieteni apropiați lui. La unul i-a murit soția, la unul a murit el. Nu s-au dus la spital pentru că i-au proclamat. Și au zis, ce se fac la spital? Că el are, femeia are un drac. Și-a lăsat copiii fără mamă pentru că niște nebuni au proclamat și nu s-a întâmplat nimica. Sunt oameni care trăiesc și omoară partenerii de viață crezând în nebunile astea. Înțelegeți? Asta se întâmplă în țară la noi, nu se întâmplă. Cine știe pe undeva, pe o planetă, într-o altă galaxie? Oameni care cred enormitățile astea. Domnul Petru nu spune, proclam la mare asta, oprește-te acum. Așa să încordez eu la clamare, când l-a văzut marea pe Petru, s-o tulbura mai tare. Nu, Petru știe că cel care poate să facă ceva acolo este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. El se încrede. Credința, nu, există așa sentimentul acesta, domnule, proclamare, credința care proclamă, da? Spui muntelui foarte serios scos din context, spui muntelui și el fuge. Și muntele ce-i? Muntele necazul din viața ta. Nu mai spun nimic că se duce predica în altă direcție, da? Credența, în esență, înseamnă dependență de Dumnezeu. Nu că eu mă cred, în mine e magazinată puterea și eu, degaj, rosesc cuvânt de nu știu ce. Nu, credința înseamnă să depind de El. Doamne, poruncește Tu, fă Tu. Asta e credința. Depinzi de altcineva. Te bazezi pe altcineva. Asta e credința adevărată. Versetul 29. Auzi, cât i-a trebuit Domnul Iisus să-L facă pe Petru să meargă pe mare? Vino, i-a zis Iisus. Simplu, vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie. Cât a fost săracul Petru criticat pentru necredința lui? Hei, înainte să fie necredincios și să se afunde, este singurul ucenic care a mers pe mare. Este singurul ucenic care a mers pe mare. Uitați ce spune Biblia. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Sunt două motive pentru care Petru merge pe mare. Unu, pentru că Domnul Iisus i-a poruncit și doi, pentru că ținta lui Petru era clară. Ia auzi ce spune. Doamne, spune-mi să vin la Tine
Și a coborât din corabie și a început să meargă pe ape către Iisus. Deci direcție. Iisus mi-a poruncit, de asta merge pe mare și pentru că privirea lui era la Domnul Iisus Hristos. Ăsta e secretul. Că Iisus a poruncit, e voia lui Dumnezeu și că eu am ochii ațintiți la Dumnezeu. Da? Ce lucru minunat. Dorința mea să fie să trec, dorința lui nu era să termine furtuna. Dorința lui era să ajungă la Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți principiul. Prima mea dorință, da, vrem să scăpăm de toate necazurile noastre. Să știi, când ai să mori, când o să te întingă, nu știu la cât se întinde omul acolo jos, să știi că ai scăpat de toate necazurile tale. Frate, speră spre ziua aceea minunată. Sau vine Domnul și te ia. Dar până atunci, ținta mea este să merg către Domnul Iisus Hristos. Ținta mea primară, scopul meu, obsesia mea, nu este să scap de necazuri. Cum să fac să scap de toate necazurile? Nu asta, n-ai să scap de ele. N-ai să scap de ele. Cu cât ai să încerci mai mult să scap de ele, o să ține de tine cărâia. N-ai să scap de ele. Da, ținta mea e să merg spre Domnul Iisus Hristos. Și miracolul, repet, constă în asta. Porunca lui Iisus și privirea spre Domnul Iisus. Versetul 30, ia ascultați. Dar când a... Foarte importante cuvintele. Când a văzut că vântul era tare, vă întreb pe dumneavoastră, câteva ceasuri întregi, nu au văzut că vântul era tare? Ce credeți? Cu siguranță au văzut că vântul era tare. Cu siguranță. Petru n-avea niciun dubiu că era că vântul era tare. Dar el începe să meargă pe mare, se concentrează la Domnul Iisus Hristos și ideea de vânt tare, de furtună, pălesc în mintea lui. La un moment dat, trece din nou să comută. În fața Domnului Iisus Hristos, în timp ce mergea pe mare. Și vede că vântul era tare. S-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă. Înțelegeți care este principiul? Principiul este că în necazurile noastre, îndreptându-ne spre Domnul Iisus Hristos, putem să cădem lângă El. Petru nu cade undeva departe de Domnul Iisus Hristos și-a luat lumea în cap și-a dus în lume să prea curvească. Nu! Petru cade lângă Domnul Iisus Hristos, știind porunca clară, experimentând mersul pe ape. El acolo cade, în prezența Domnului Iisus Hristos. Au fost mulțimi de oameni care au mers cu Domnul Iisus Hristos, care au văzut minunile sale și au rămas tot necredincioși. Deci este posibilitatea aceasta să cazi, nu definitiv dacă ești credincios, dar să cazi lângă Domnul Iisus Hristos, da? Căderea poate avea loc lângă Domnul Iisus. De ce? Ne este spus foarte clar. Când a văzut că vântul era tare. Uiți de Dumnezeu pentru un moment, pentru un scurt moment. Uiți de Dumnezeu și de cazul cu cât îți iei mintea mai mult sufletul de la Dumnezeu, cu atâta necazul pare mai... El e tot atâta, dar pentru tine pare mai mare. Pentru că necazul se face mic doar când ai privirea la Dumnezeu. Și se face mare când Dumnezeu a ieșit din peisaj, da? Din peisajul sufletului tău. Da? Acum vreau să trec rapid în criticarea lui Petru, că l-au criticat alții destul, 2000 de ani. Dar un lucru foarte interesant aici, pe care vreau să-l preluăm și noi, este că în timp ce începea să se afunde, faceți paralela, a început să umble pe ape. Și după aia spune versetul 30, începea să se afunde. Vedeți, este un început al experimentării lui Dumnezeu, un început al experimentării miracolului și este și un început al afundării. Și spuse una după alta. A început să meargă și imediat după aceea a început să se afunde. Cam ăștia suntem noi, nu? Urcăm sus cu Dumnezeu, zicem, acum decolez, tată, mă duc. Poai, o săptămână extraordinară, o zi extraordinară, jos, ai decolat, cu aripile de pământ, cu motoarele arse. Dar reflexul foarte important, un reflex instinctual al credinței, l-aș numi, este acesta. Când a început să se afunde, nu după ce a văzut că a avut apa până la gât, sau când a intrat de stul sub apă, a strigat în gând, cum zic, a strigat în gând la Domnul Iisus. E bine să strigi în gând la Domnul Iisus, dar n-a așteptat Petru până atunci. Ci când a văzut că a început să se afunde, instinctual, reflex al credinței. Doamne, scapă-mă! Ăsta e reflexul credinței, înțelegeți? Iuda și-a dat seama ce nebunie a făcut când a văzut că va fi omorât, ștreangul la gât și-a încheiat-o. Reflexul omului care are credință, cât de mic ar fi credința în el. Credința aia micuță, reflexul instinctual al credinței este să strige la Dumnezeu. Asta este un test foarte important în necazurile noastre. Nu că trecem biruitori pe acolo în mod absolut, 100%. Am trecut casă geata pe necaz. Ce necaz? Eu mă cred numai în Dumnezeu. Nu-i vorba de triumfalismul ăsta. Da? Ne mai trăim pe acolo, ieșim câteodată juliți de acolo, ciufuliți cam tare. Dar important este dacă noi este credință vie care să ne facă să apelăm la El. Ăsta e secretul. Secretul a fost, spun, Doamne, poruncește-m. Și după aceea când a început să afunde, secretul a fost același. Doamne, scapă-mă! Da? Doamne, salvează-mă! Un reflex al credinței de a striga
la Dumnezeu. În timp ce ceilalți cad, rămân căzuți și sunt în cădere liberă și continuă, credinciosul adevărat este cel care apelează instinctual la Domnul Iisus Hristos. Îndată, Iisus, e o scenă superbă, ascultați. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai înduit. Știți cum ar trebui să fi fost scena asta? Deja nu vă mai văd bine, dar nu știam. Știți cum trebuia să fie scena asta? Eu ți-am întins mâna și tu apucă-mă. Nu așa-i? Dacă Dumnezeu stă cu mâna întinsă către tine, știți refrenele. Dacă tu l-apuci, el te-ar salva cu te. Zice, totdeauna stă cu mâinile întinse către noi, spune profetul. El te-ar salva? El îți arată că vrea să se salveze? Stă chiar și acum cu mâna întinsă. Tu chiar dacă nu-l vezi, chiar dacă îți vezi de viața ta, el e cu mâna întinsă. Asta e o predică arminiană full option. Ia auziți ce spune textul. Și în principiu aici, textul spune așa, ia auziți. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat. Asta a făcut Dumnezeu cu mine mântuirea mea. Nu mi-a întins mâna și a zis, mortule, fă semn măcar cu mâna, știu că nu o poți întinde, că ai mâna uscată. Și picioarele uscate, și creierul uscat, și mintea uscată, și sufletul uscat. Eram uscat din orice punct de vedere. El a întins mâna și m-a apucat, și m-a ridicat. Asta e mântuirea. Și asta se întâmplă în orice necaz. Nu, noroc de mine că am făcut lucrul ăsta. Dacă nu-l făceam. Nu, nici vorbă. El a întins mâna și el l-a apucat. Unii știți ce vor zice? Da, dar Petru a strigat. De ce a strigat? Că Iisus a apărut acolo. Dacă avea pe cine să strige? Dacă Iisus nu vedea, avea pe cine să strige? Dacă Iisus nu se ruga anterior, avea pe cine să strige ăsta? Striga în Luca în continuare. Hei, pleacă de la noi, fantomă. Ce era să strige? Totul este centrat în jurul persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. L-a apucat și o încurajare pentru noi. Chiar dacă am căzut, chiar dacă ne-am îndoit, el ne ridică. Petru, ți-ai pierdut credința, tana, asta e, ce să-ți fac? Eu te-aș apuca? Da, câta oară cazi? Tu tot cocoș, asta e? Nu, Domnul nu spune așa. S-a îndoit și totuși l-a apucat. Când l-a apucat? Trebuie să te ridic, că încă nu ți-ai pierdut mântuirea. Dar ia mai ia o gură de apă. Îndată a întins mâna și l-a apucat. Îndată i-a întins mâna și l-a apucat. Vedeți ce dragoste, bunătate, îndurare extraordinară a Domnului Iisus Hristos. Unii vor spune, aha, deci tu spui că dacă ne îndoim, Domnul ne ridică, chiar dacă ne îndoim, chiar dacă cădem, Domnul ne ridică din valuri. Îți spun asta, dar dacă tu te gândești că asta este o, cum se zice, o licență pentru păcat, aha, bine că poți să mă îndoiești și poți să cad, că Domnul o să mă ridice oricum, asta nu, textul ăsta nu e pentru tine. Textul care e pentru tine ești că ești un om cu conștiința înfierată și o să te duci în ea. Dă-ți textul pentru tine și pocăiește-te. Dar pentru tine care vrei să umbli cu Domnul Iisus Hristos și care știi că viața îți oferă o grămadă de situații și că Dumnezeu te mai smerește și te mai lasă să cazi, să te îndoiești, pentru tine este textul acesta. Să te încrezi în el și să știi că el întotdeauna te va ridica. Domnul nu-i spune lui Petru, necredinciosule, ci spune... puțin credinciosule, avea atâta credință cât de la Dumnezeu cât să apeleze la el. Îi spune puțin credinciosule. Din nou, Domnul nu îi spune ai avut puțină credință, ci îi spune puțin credinciosule. Ești un puțin credincios. Nu că ai puțină credință. Ești un puțin credincios. Da? Lucru cu adevărat extraordinar pe care trebuie să-l învățăm spre finalul acestui pasaj este că mâna întinsă a Domnului Iisus Hristos este mai puternică decât o furtună. Corect? Băi, ăștia erau scuturați acolo în barcă, bine de tot, ăsta s-a afundat și mâna întinsă a Domnului Iisus Hristos în tot. Toată zăpăceala aia care era acolo, tot haosul acela, toată frica aceea. Mâna întinsă a Domnului Iisus Hristos este ceea ce a garantat eliberarea, salvarea lui Petru. Furtuna încă nu se termină. Toată treaba asta se întâmplă în timpul furtunii. Da? Deci important e, frați și surori, nu dacă trecem prin necazuri, important e nu dacă avem soluții ca să ieșim din necazuri, prieteni, bani, conturile pline, sănătate și nu mai știu ce. Important e dacă mâna lui Dumnezeu e întinsă către noi. Asta e cel mai important lucru. Dacă nu e întinsă, suntem terminați. Versetul 32. Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Iisus nu potolește vântul întâi, așa cum ne-am gândit noi. Întâi să oprească necazul și după aia să ne facă teologie. Nu. Ci el îl salvează din mijlocul necazului. Da? Din mijlocul necazului. Versetul 33. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înainte lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Sunt două variante aici de interpretarea pasajului. Unu, că Dumnezeu ne trece prin necazuri ca să experimentăm supranaturalul. Și doi, că Dumnezeu ne trece prin necazuri ca să experimentăm pe Dumnezeul supranatural. Care sunt două lucruri total diferite. Unu, ori Dumnezeu te trece prin necazuri ca tu să scrii acolo la carnețel și să te ducem noi să te plimbăm ca capra de anul nou
scuzați în cacofonia, în care să povestești tu ce miracol a făcut Dumnezeu în viața ta și să-ți faci o leacă și tu de slavă, de șartă. Sau doi, singurul motiv pentru care Dumnezeu a produs un miracol. Voi nu credeți în lucrarea Duhului Sfânt, nu? Voi nu credeți în minuni, nu. Nu credem în minunile voastre și minciunile voastre. În alea nu credem, dar minuni credem și miracolul credem. Și în intervenții supranaturale al Dumnezeu credem. Și cred că orice credincios ar putea să facă, să dea o mărturie despre Dumnezeu care face miracol. Da? Ăsta este scopul necazului. Scopul necazului este ca în cadrul pe care Dumnezeu l-a orchestrat, eu să-L experimentez pe Dumnezeu. Eu să văd ceva din slava lui Dumnezeu manifestată în persoana Domnului Iisus Hristos. De asta ne trece Dumnezeu în ultimă instanță prin necazuri. Climaxul este acesta. Au venit și s-au închinat. S-au închinat. Nu s-au aplecat. S-au închinat înaintea lui Iisus. Au înțeles că cel care a făcut acest miracol este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. Nu te închinui, nu te închinui unui om. Aduceți-vă aminte cei mai înalți îngeri care s-au arătat vreodată oamenilor. Când omul de frică a văzut măreția îngerilor, s-a aruncat înaintea lui chiar și în locurile cerești când vedem lucrul acesta. Ce spune? Nu te închina și eu sunt un slujitor ca tine. Nu te închina. Numai lui Dumnezeu să te închini. Și vedem, de exemplu, Apocalipsa capitolul 4, închinarea înaintea Tatălui. Apocalipsa capitolul 5, de față cu Dumnezeu Tatăl. Orice suflare, din cer, de pe pământ, de sub pământ, s-au plecat înaintea Fiului și au dat glorie. Cine este acesta? Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu în necazurile noastre. În necazurile noastre Dumnezeu vrea ca prin Duhul Sfânt să deschidă ochii inimii noastre mai mult să vedem ceva din frumusețea Domnului Iisus Hristos. Să întărească credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu are un fel de dorință în asta malefică să tot să ne zdrobească. Teologia zdrobirii. Dă-i, dă-i, dă-i toată viața că merită. Dar să te facă să plătești puțin păcatele prin suferințe. Nu asta e. Nu asta e scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este ca în necazurile noastre să vedem frumusețea Domnului Iisus Hristos. Eu când citesc niște cântări de ale fraților care au suferit în închisori, mă simt foarte prost. Pentru că, într-adevăr, în închisorile acelea, în necazurile acelea, în lucruri care depășesc capacitatea noastră de înțelegere și lucruri pe care dacă le-am experimentat ne-ar face praf fără puterea lui Dumnezeu, în mijlocul acelor probleme, necazuri greu de imaginat, Dumnezeu le-a descoperit frumusețea Domnului Iisus Hristos. Le-a descoperit frumusețea Domnului Iisus Hristos. Și asta vrea să facă El cu noi. Și Dumnezeu să ne deschidă mintea ca indiferent de necazurile prin care trecem, noi să apelăm la El, să-L vedem pe El și reacția să fie asta. Dacă sunt închinat ăștia cu burțile goale, dezbrăcați goi în închisori înaintea lui Dumnezeu, s-au rugat, cum reușeau ăla să memoreze în infernul acela, în gunoiul acela să memoreze sute de cântări? Nu v-ați întrebat niciodată, cum să ieși cu mintea întreagă de acolo? Să ieși mai lucid? Mai lucid de acolo, alții nebunesc în prosperitate. Rata de sinucidere în lumea aceasta cea mai mare este în zonele unde e prosperitate, unde e bine. Cum au ieșit? E un singur răspuns. În necazurile lor s-a arătat frumusețea Domnului Iisus. Și ei au văzut-o. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Amin.